v-am găsit, domnilor și domnilor, la intrare liberă. A început Bookfest, cărțile și literatura sunt în prim plan zilele astea, iar eu vă propun în această seară o privire aparte asupra literaturii scrise de femei. Iar punctul de plecare al discuției e un volum nou care va fi lansat sâmbătă, se cheamă Retroversiuni și e coordonat de Cristina Ispas. Așadar, în studio, astă seară, Cristina Ispas, scriitoare, cronicar literar, Elena Vlădăreanu, scriitoare, a început ca poetă, dar de curând s-a lansat și în proză, un volum din 2019-20. Mi se părea că era mai cu greutate în timp. Maria Manolescu, scriitoare și autoare dramatică, criticul literar Victor Cobuz și via Zoom încă două scriitoare, Raluca Noghi și Ștefania Mihalache. Raluca s-a conectat cu noi din Japonia, e și antropologă, iar Ștefania recent a fost premiată la Gala Premiilor Observator Cultural pentru romanul Gene Dominante, Premiul Observator Liceu. Pentru început, să facem un pic de istorie, ca să zic așa, și să amintim totuși premiile Sofia Nădejde, pe care le-a inițiat Elena Vlădăreanu acum 5 ani. Să amintim discuțiile din lumea culturală, din spațiul public în momentul ăla, de ce era nevoie de premiile pentru literatură, tot așa scrisă, de femei. Și să ne uităm și la momentul ăsta să vedem cât capital simbolic s-a câștigat, pentru că mie mi se pare că vocile feminine s-au tot mai mult. Elena, Cristina... Da, în primul rând, bună seara din nou și îți mulțumim, Mirela, că ne-ai invitat aici să prezentăm această carte pe care noi o așteptam cu nerăbdare. Am menționat și eu Sofia Nădejde în cuvântul meu înainte și cred că și Victor în postfață. Într-adevăr, datorită acestor premii care s-au ținut din 2015 până anul trecut, cred, se simte, pauză, se da, simte nu, că autoarele... Sunt în pauză, imediat. Dau pauză, nu s-au... Explic imediat. Sunt în pauză și eu mă bucur că a venit antologia asta exact în pauză. Mi-am dat seama după ce a anunțat ea că e un moment foarte bun să prezinți o antologie cu, doar cu autoare, cu autoare femei. Și cred că Sofia Nădejde, dincolo de faptul că într-adevăr a ajutat la câștigarea unei vizibilități mult mai mari pentru autoare și a fost un proiect... foarte, foarte vizibil și inclusiv, în care foarte, foarte echilibrat. Cred că de acolo cumva mi-a venit și mie ideea acestui proiect, pentru că am fost membră în ultimii 2 ani, înainte de pauză, membră în juriul și câștigătoare premiilor. La un moment dat. Și câștigătoare la un moment dat. Ca și Maria, de altfel. Doar că proiectul se leagă mai mult de activitatea mea din juriu, pentru că deși am citit constant literatură contemporană și literatură scrisă de femei în ultimii 10-15 ani, când numărul prozatoarelor noastre a crescut foarte mult, pentru că știm că în generațiile trecute nu erau atât de multe autoare de proză femei și de vizibilitate nici nu mai are sens să vorbim, cred. Și citind foarte multă literatură scrisă de femei pentru premii, mi-a venit această idee, adică m-am tot întrebat ce aș putea face și eu să ajut să fie încă și mai vizibilă literatura asta, pentru că vine cu o perspectivă, cu o altă perspectivă, cu o altă viziune. I-aș spune feminină, doar că va trebui mai târziu să explicăm cumva termenul ăsta, pentru că în mod tradițional se înțelege ceva mai soft, se înțelege așa că trimitem cumva spre spațiu privat. Dulceag, da, liricoid, ca să punem toate etichetele astea caricaturizante. Nu, vorbim doar de o perspectivă feminină asupra realității noastre, asupra problemelor sociale de astăzi, cu care se confruntă femeile. Și m-am gândit că ar fi nevoie de un astfel de proiect, gândindu-mă și la școli, la licee, pentru că tot avem discuția asta că sunt foarte puține autoare prezente în manuale și mă gândeam că antologiile sunt un instrument foarte bun pentru profesori,
prin care pot introduce literatura contemporană copiilor. Ei vor regăsi acolo mai multe voci, vor înțelege care este astăzi atmosfera în literatura română contemporană și își vor putea alege vocile cu care rezonează cel mai bine. Deci un instrument de la care ei pot pleca mai departe și își pot alege ce autoare să citească, pentru că altfel cred că e destul de greu să te orientezi dacă nu ești în cercurile literare, dacă nu ești în lumea asta foarte familiarizat. Și eu asta sper să fac în primul rând antologia mai departe. Elena. Da, sunt de acord cu ce a zis Cristina. Într-adevăr, premiile Sofia Nădejdea au fost în 2018, atunci le-am inițiat, nu doar eu împreună cu un grup de scriitoare și artiste. Am decis anul acesta să facem o pauză. Proiectul Sofia Nădejde, pentru că în ultimii ani se transformase într-un microfestival interdisciplinar, așa cum l-am numit noi, pentru că nu aveam doar literatură, aveam și dezbateri, aveam și teatru, am avut și film, am avut scriitoare invitate și evenimente în mai multe orașe, nu doar în București. A fost un proiect independent. Și ca orice proiect independent, la un moment dat obosește. Nu neapărat el în sine, cât echipa care stă în spatele lui. Noi cred că am obosit după acești 5 ani, 2018-2022, și am decis să luăm o pauză anul acesta. Încercăm să-l ținem cumva activ, mai să zicem la un nivel teoretic sau practic chiar, și să-l păstrăm cumva viu. De exemplu, anul acesta avem pe tot parcursul anului o colaborare cu cineclubul feminist F-Sites. În fiecare lună F-Sites propune un film, e un film cu tematici feministe sau legate de universul feminin, filme realizate de femei, mai cunoscute, cum e un film de Marta Mezaroș, care va fi proiectat în luna octombrie, sau mai puțin cunoscute, așa cum este un film pe care îl vom proiecta săptămâna viitoare, Losing Ground, un film din 1982, dar care a fost lansat pe ecrane mult mai târziu. Și asta e o discuție, exact. Distinție feminin, feminist. Exact, coteul feminist, dacă este și în ce fel putem să facem, exact, un decupaj în zona asta în privința literaturii pe care o pune în lumină gala premiilor Nădejde sau antologia asta. Exact. Eu am să știu, Elena, pentru că mi-amintesc momentul, ai primit multe reacții 2018, malițioase, au fost și a fost și. Și cum s-a normalizat acum sau s-a normalizat? Da. Dacă ne uităm așa în urmă, cum erau lucrurile în 2018, când nu existau evenimente care să se folosească de această componentă de gen în conceptul a ceea ce urmau să facă, acum sunt foarte multe. Mă uitam chiar dimineață pe lista proiectelor care au câștigat finanțare la AFCN. Rezultate de acum câteva zile. Sunt multe proiecte care au componentă de gen în descriere. Doar din titlu, așa îți dai seama. Mie mi se pare un pas uriaș înainte. Dar atunci, în 2018, da, am avut și reacții bune și reacții proaste. Pe mine m-a șocat tocmai această avalanșă de opinii și pro și contra. Nu mă așteptam să fie atât de disputat, dar eu zic că acum suntem într-un mediu cultural mult mai așezat. Și cred că această antologie, pentru că până la urmă despre asta vreau să vorbim mai mult astăzi, vine în acest mediu așezat și eu nu cred că va avea, sper să nu aibă parte de reacții de respingere doar pentru că are această componentă de gen în concept. Pentru că pentru mulți, și ai amintit și tu în postfață, Victor, e întrebarea sau observația asta care rămâne, dar femeile pot se autosegregă, nu se dau ele însele la o parte, când de fapt ar putea să concureze, nu, în câmpul general literar. Dar discuția asta a mai fost și a mai vorbit despre, de fapt, despre vizibilitate, despre capital simbolic și despre niște relații de putere, nu știu, implicite, care zile putere, să le zic, da, așa, care de fapt fac să meargă un mecanism cultural, literar, public. Da,
Ai observat foarte bine că există aceste argumente, aceste discuții în jurul... Domne, evaluarea, da, nu cum se... Exact, nu contează, e bărbat, e femeie, dacă exact. E valoros... Da, dar... Dar există, nu vreau să zic un handicap, dar există o diferență atunci când punem în joc scritoare și scriitori, pentru că, așa cum știm, avem un câmp literar puternic masculinizat, să-i spunem, sau care s-a format cu niște instituții și într-o tradiție în care, mă rog, femeile nu au avut acces egal la resurse ca bărbații. Ori, chit că între timp, mă rog, prin multe transformări sociale istorice, lucrurile s-au îmbunătățit, există totuși ceva acolo care nu poate să permită, nu știu, să zicem, un joc egal. Și de asta am zis că premiile Sofia Nădejde au fost foarte, foarte benefice, pentru că au oferit o platformă de liberă de anumite constrângeri ale câmpului literar. Și o antologie de proză scurtă scrisă de femei, mi se pare că acum, venind în continuare premiul Sofia Nădejde, poate să evidențieze mult mai bine nevoia aceasta de a face aceste decupaje, pe care unii le numesc un rău necesar, mie mi se par foarte, foarte utile, nu duce la nicio autosegregare, din contră, e un reflector mult mai bine pus pe, pentru un public clar, de fapt. E o componentă de promovare, să zicem așa. E pur și simplu un alt fel de a promova literatura scrisă de femei. Maria. Și cred că e o celebrare de a dorinței de a fi împreună și cred că cât mai multe contexte de felul acesta ar trebui să fie exemplu, adică să ne dorim, să vrem să vedem oameni care se întâlnesc și comunică, să vrem să vedem cât mai mulți în cât mai multe configurații, pentru că asta pentru mine înseamnă diversitate, înseamnă dialog, dorința de a fi împreună. Eu țin minte că am fost în 2019 la premiile Sofia Nădejde și ce m-a impresionat foarte mult, m-am zis așa un pic inhibată de cuvântul premii, care cumva, apropo de putere, și știu că Elena a zis foarte frumos și m-a impresionat foarte mult atunci, am rămas cu ideea asta că vrem mai degrabă, spuneam eu, să fie un microfestival. Adică e un context în care să ne întâlnim, să citim, și mi s-a părut foarte important asta, că multe autoare foarte diferite și-au citit poezia, proza, teatru și cumva era o chestie extraordinară. Dacă toată lumea s-a întâlnit un pic tensionat, așa am perceput eu la început cu emoțiile evenimentului, faptul că oamenii stau împreună și încep să se asculte și lucrurile și devine mai importantă literatura și ceea ce citești, ușor, ușor te deschide și dă dependență. De asta și eu văd cele două proiecte în continuare, pentru că pentru mine asta e o ocazie, a fost o ocazie extraordinară și sunt super recunoscătoare să fiu parte dintr-un grup de oameni și asemănător, dar și foarte divers. Prozele sunt foarte diverse și ăsta mi se pare un lucru extraordinar. Și mă simt bine să fiu cu oameni cu care împărtășesc aceeași pasiune, dragoste pentru literatură până la urmă. O să vorbim și despre proze, pentru că, da, sunt foarte diferite. Elena, toată lumea a remarcat, am remarcat și eu citind că aduci singura perspectivă masculină, adică scrii din perspectiva unui bărbat, ceea ce iarăși ne trimite către o discuție din zilele noastre. Bărbații să nu scrie despre femei, femeile să nu scrie despre bărbați sau să nu facă spectacole. Am auzit opinii de genul ăsta, că fiecare în identitatea lui și în formarea lui are o perspectivă mai autentică în chipurile. Intrăm într-o discuție despre ce înseamnă să fii autentic. Cred că putem scrie oricum și trebuie să avem această libertate de a scrie. Bineînțeles, fiind cumva conștienți și de limitele pe care ar trebui să ni le punem atunci când impersonăm diverse. Să vorbim acum și cu Raluca și Ștefania. Raluca, cum... Ștefania, o vedem pe Ștefania acum. Ștefania, tu ești acum într-un turneu de promovare cu romanul tău, care e pe buzele tuturor, gene dominante. Cum vezi tu felul în care e percepută astăzi literatura pentru femei și în ce măsură autoarele au câștigat un capital simbolic mai important? Pentru că tu ai mai multe cărți la activ, poți să simți cum... Da. Eu aș fi mers cam de la început în direcția pe care a punctat-o și Maria Manolescu.
În sensul că m-am gândit că, sigur, nici pe departe nu se pune problema de autosegregare în momentul în care aducem niște scrieri sub umbrela literaturii feminine, să-i spunem așa. Cred că este vorba despre, dimpotrivă, despre aducerea la un loc. Și este ok, este necesară și din punct de vedere al capitalului simbolic, care era absolut de dorit, și dar este necesară și pentru altceva. Cred că noi suntem în acea etapă, dacă ar fi să, nu știu, să aduc în discuție termenul feminism, deși n-aș fi vrut neapărat atât de repede. Dar dacă ne gândim la feminismul istoric și la cum a evoluat el, nu știu, cred că suntem în etapa aia în care, ok, noi nu trebuie să mai ducem o luptă foarte, foarte concretă, pentru că avem drepturile esențiale câștigate și așa mai departe, ci trebuie să, pe lângă lupta aceasta, să zicem, simbolică sau nevoia simbolică de a te impune, este și nevoia de a ne conștientiza ca grup. Și asta face o literatură sau o artă adusă sub egida feminină, femininului. Ne face, cred că, și pe noi mai conștiente de noi și de diversitatea, chiar de diversitatea noastră, și de diversitate și de ceea ce ne apropie, și de capacitatea de a ne cunoaște diferitele estetici la care ne aliniem, pe care le îmbrățișăm. Așa încât, până la urmă, e important să ne înțelegem pe noi însene, atât dinăuntru cât și din afară, și nu după aceea, ci în același timp să jucăm în acest joc pe o piață literară care devine, și sper eu că mai ales prin eforturile astea, de tipul acesta, devine mai inclusivă și mai deschisă spre tot soiul de diversități, depășind complet termenii ăștia binari, masculin-feminin și masculin orice altceva. O să vorbim și despre, o să le luăm la rând, despre prozele voastre. Tu ai o proză, imediat o să vorbim, Ștefania, foarte, foarte frumoasă, se cheamă Saturday Night, despre despre condiția maternității, să-i zicem așa, o mamă singură. Raluca, cum vezi tu peisajul? Bună seara! În primul rând, mă bucur foarte mult să fiu în această companie și, de fapt, despre asta e și vorba. Din punctul meu de vedere, eu am deschis ochii în lumea literară cu premiile Sofia Nădejde, de practic în 2018 am debutat, a fost primul meu eveniment și cum mama simt privilegiată, pentru că nici nu știu și nu-mi pot imagina lumea asta altfel decât cu această solidaritate și apartenență la lumea literară. Știu că pare surprinzător că sunt atât de departe și de la început am fost departe geografic de lumea literară românească, dar nu și nu mă simt incredibil de onorată să fac parte din să contribui cu un text la o antologie care cuprinde niște autori pe care le citesc și le respect și plac de mort. Și cred că despre asta e vorba până la urmă, dincolo de tot soiul de revendicări despre care deja am vorbit. Pur și simplu e o bucurie să fiu în compania asta. Și mie mi se pare că mai face ceva, adică volumul ăsta, că e și într-alt fel pe val, apropo de atenția pentru proza scurtă, care e într-adevăr pe val, nu? Și Marius Chivu se ocupă insistent. Acum avem și volumul ăsta, iar Raluca e cofondatoarea unei platforme, nu, online, de proză scurtă sau foarte scurtă, Flash Fiction, laconic. Da. Da, într-adevăr, și mă bucur că ați adus în discuție și formatul sau genul textelor.
Și platforma Laconic își propune practic același lucru. Aici revin la ce spunea Cristina Ispas despre vizibilitate, faptul că o antologie propune mai multe nume. Noi am sperat că dacă propunem niște texte mai scurte și atragem cu ele un public pentru literatura română contemporană, în publicul respectiv poate să meargă mai departe și să caute autorii care au plăcut. Cam asta ar fi conceptul. Să ne întoarcem, că la un moment dat, cred că Cristina vorbea despre perspectivă și de la Cristina și nu știu dacă ați citit tot volumul, dacă puteți aveți o privire de ansamblu de la Victor, pentru că sunt niște teme recurente. Eu aici dacă există o perspectivă feminină, e în felul în care se vede lumea prin sensibilitatea particular feminină și în care familia, nu maternitatea, sunt lucruri recurente. Da, dacă pot să te completez eu, Mirela, n-am văzut doar la nivel de tematică, ci am văzut și la nivelul de construcție a textului și de alegeri narrative, să le spunem. De exemplu, Cristina în prefață vorbește de acest female gaze, de această privire pe care o scriitoare poate avea diferită față de un scriitor. Și am simțit-o în foarte multe proze, venit format dintr-o literatură preponderent masculină, cu foarte mulți autori, mă așteptam, citind texte, redactându-le, să văd personajele făcând niște lucruri, alegând niște direcții în care să o ia și am fost surprins să văd orizontul meu de așteptare răsturnat. Pentru că autoarele au ales, sau mă rog, și-au ghidat personajele către altceva. Dau un exemplu concret. Mm-hmm. În povestirea Diane Jacker e vorba despre două mame care, și de fapt două modele de parenting, le-am spune astăzi, aflate la, nu știu, în antiteză, să spunem, more or less. Și ne-am aștepta să existe un conflict între ele, să existe un soi de luptă pentru cine are dreptate. Eu la asta mă așteptam, recunosc. Și apoi am fost foarte surprins să văd că s-a ajuns la colaborare. De fapt, ambele femei aveau ce învăța una de la cealaltă. Ambele mame au avut câte puțin de preluat de la cealaltă. Niciuna nu a fost judecată, niciun model nu era suprem, model de a-ți crește copiii nu era cel bun. Ambele aveau și plusuri și minusuri și chestia asta pot să zic că am găsit-o prea puțin în alte locuri, mai ales, nu știu, poate în proze scrise de bărbați. Și aici eu văd o diferență, ce ar putea aduce diferit o viziune a unei scriitoare, un female gaze asupra teme ca maternitatea sau asupra societății în general. Cristina? Eu aș vrea să mă întorc un pic la ce spunea Maria, că urma să ajung și acolo, la ideea de comunitate și să spun că cred că despre asta vorbește în primul rând lista autoarelor. Pentru 23, că sunt 23 de autoare din generații diferite, chiar și din spații diferite, avem 3 autoare din Republica Moldova, care au stiluri foarte diferite de la scriitură până la structura textului. Și nu toate, dacă ne întoarcem la acea distinție dintre feminin și feminist, nu toate de aici, dacă nu chiar marea majoritate, nu știu dacă s-ar eticheta ca feminist atât de repede. Deci despre asta este vorba, despre o privire și o perspectivă diferită în care feminismul este, cred, toate avem o componentă feministă, pentru că e normal. Avem o altă perspectivă, alte probleme, alte situații de viață, un pic un alt unghi de privire, dar în același timp nu există o componentă ideologică atât de clară aici. Feminismul este destul de divers, sunt deja și la noi, cred, mai multe grupuri, mai multe perspective, care nu se intersectează și cu alte curente politice, nu doar curentul ăsta feminist. Sunt feministe care sunt socialiste, sunt tot felul de alte priviri. Dar ideea principală aici este să arătăm această perspectivă în care femeile vorbesc despre problemele lor, s-a vorbit despre maternitate, o temă care în mod tradițional a fost și un pic, pentru că în dinamica asta puterii este una dintre probleme. Temele pe care autoarele le abordează au fost considerate mult timp ca fi niște teme minore. Nu erau de interes atât de mult. Adică
pe cine interesează de maternitate, că toate femeile trec prin asta. Părea așa ceva foarte comun și banal și ori maternitatea vine cu o serie de probleme sociale foarte, foarte importante, care ne afectează foarte mult. Și nu sunt doar temele astea, dar sunt, autoarele vorbesc despre relațiile din familie, despre multe probleme care se transmit din generație în generație sau multe rupturi care au loc din cauza perspectivelor diferite, a modului în care se schimbă lumea. Pentru că dacă le-am întrebat pe mamele noastre și am încercat să le punem la curent un pic cu feminismul, nu știu câtă răbdare ar avea să ne asculte. Pentru că aici este o altă problemă la care voiam să ajung. Acest cuvânt care a explodat cumva la noi în ultimii ani de feminism, cred că s-a propagat cumva tot dintr-o perspectivă masculină, prin media și prin presa noastră. Nu știu câtă lume a citit cărți de autoare feministe. Avem acum două volume care vor fi lansate la Bookfest, Manualul sufragetelor, tradus de Denis Otai la editura Velant. Avem Bell Hooks la editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, tradus de Cătălina Stanislav, tradusă. Și cred că, în primul rând, ar trebui să mergem la lecturi și să înțelegem ce vor feministele. Nu este vorba despre niciun război, despre nicio luptă, despre nicio autosegregare. Este vorba despre drepturi, despre promovarea unei alte viziuni asupra lucrurilor, despre comunitate, despre diversitate, cum spuneam, și aici pe această listă avem perspective foarte diferite și cred că, adică sper că și asta va arăta această antologie, că literatura feminină e departe de a se încadra așa într-o cutiuță și autoarele sunt departe de a semăna atât de mult unele cu altele. În privința acestei antologii, discuția despre feminism e cumva laterală, ca să zic așa, colaterală, pentru că aici vorbim de literatură și miza e literară și artistică. Sunt de acord cu tine, dar totodată mie mi se pare că ideea în sine de a face o astfel de antologie, care este o antologie de proză scrisă de femei, acest proiect este unul politic și e unul feminist explicit, adică într-adevăr. Da, dar să nu se aștepte telespectatorii să vadă niște, nu știu, poziții activiste Asta spuneam, componenta ideologică aici lipsește. Avem literatură foarte bună, literatură de valoare, și ajungând la acest termen din nou de evaluare, tot ce încercăm să spunem este că în dinamica pieței literare, această valoare de multe ori este folosită ca un pretext sau în mod greșit, în spatele ei se ascund pot ascunde foarte multe lucruri. Niciodată într-un câmp activ, în orice domeniu, nu va fi vorba doar despre valoare. Sunt tot felul de relații în spate, tot felul de grupuri, de grubulețe, de agende, de interese, dar sigur că primul lucru aici, da, este vorba despre literatură și literatură foarte bună, scrisă de femei. Maria. Da, și eu simt același lucru, că simt că există niște valori feministe puternice care cumva pe care le percep și eu și în acest cadru în care mai multe autoare se întâlnesc și publică împreună și scriu despre femei, și e important să zicem și asta, că sunt și proze despre femei, nu doar scrise de femei. În același timp și mie mi se pare că literatura are foarte multă greutate aici, adică pe mine mă inspiră, vorbesc în nume propriu acum, m-a inspirat foarte mult, are Elena Ferrante o carte de memorii și confesiuni despre cum scrie Fratul Manglia și spune acolo că, da, ea are, și m-a ghidat foarte mult chestia asta, că ea are valori feministe și citește teorie feministă și e super atașată și cumva și în viață, nu doar în scris, se ghidează după asta, dar nu e unicul filtru după care scrie literatură. Adică atunci cumva literatura, pentru că literatura poate fi doar literatură, nu știu, are nevoie de un câmp de libertate, de un câmp de... și eu am simțit, citindu-le nu pe toate, citind cu mare plăcere o parte dintre proze, că bucuria asta pe care literatura ți-o dă, libertatea de a scrie ficțiune, libertatea de a-ți manifesta vocea, și m-am bucurat să simt voci foarte puternice și diferite feminine, care se manifestă liber cumva în poveste și în literatură. Nu am simțit o constrângere nici de agendă, nici de o constrângere de
ați găsit libertate, într-un fel. De altfel, eu le-am precizat autoarelor în momentul în care le-am invitat să contribuie la această antologie că nu trebuie să fie neapărat proze feministe. Da. Elena. Eu n-am știut că textul meu este singurul scris din perspectivă masculină. Stricul auziu, așa, dintr-un viitor ușor distopic în care umanitatea se confruntă cu radiații și probleme ecologice majore. Uite că bifezi și masculinul și femininul și ecologia. Ce ne interesează pe toți. Da. Și în care... Cum a fost, care a fost punctul de plecare? Să le mai spunem, bun, ca să le mai aruncăm niște lucruri telespectatorilor, să-i atragem un cuplu în această lume otrăvită, ca să zic așa, și femeia face un gest care o periclitează, practic, existența, sănătatea, vrea să salveze o pasăre bolnavă, în fine. Vezi, ai punctat foarte bine, ai zis femeia face, da? Pentru că chiar dacă, într-adevăr, textul meu este scris din punctul de vedere masculin al lui, pe mine m-a interesat ca agentul narativ să fie la ea. Adică ea este cea care motorul. Face ca motorul. Ea e de fapt cea care face să meargă narațiunea mai departe, să aduce schimbările de care e nevoie în text și ea fiind în spate, mi se pare că la ea ne uităm. El cu toate gândurile lui, cu toate... Totodată, bine, trebuie să spun că acest text face parte dintr-o serie la care lucrez eu acum, sigur că nu scriu propriu-zis, deși mi-aș dori foarte mult să fac asta, dar nu pot în clipa asta. Probabil că la un moment dat, poate la anul, voi reuși să termin această, să zic, un roman, nu știu, va fi o serie cu aceste personaje. Deci vor fi mai multe proze scurte, de sine stătătoare, dar totodată va exista o legătură între ele. Formula compozită, compozită. Așa, bine, proză compozită. În articolele lui. Așa. Și asta e una, această piesă este una din această serie și fiecare din aceste piese are o altă perspectivă. E perspectiva lui, perspectiva ei. El la un moment dat vor face sens. Când am lucrat la asta, pe mine m-a interesat odată să arăt partea lui duplicitară, partea lui de partea personajului masculin, de meschinărie, de necinste. Și nu mă refer neapărat la faptul că este într-o relație adulteră, nu asta mă interesează neapărat, ci faptul că este duplicitar față de toată lumea. Și mă tot gândeam atunci, ok, pot să fac asta dacă narez din punctul ei de vedere. Și mi-am dat seama că mi-ar fi mult mai ușor să o fac din perspectiva lui. Mai subtil, de fapt, că e foarte din perspectiva ei să-l învinovățești pe celălalt la da, și e sau puțin credibil. Și m-a interesat mai degrabă. Adică am încercat așa. Da, și toate piesele astea sunt puse așa în această lume pe punctul de a se schimba. Nu știm cum. Rău, fac un... Raluca, voiam să vorbim un pic despre proza ta, care se petrece în spațiul japonez în care trăiești tu acum și de fapt care e construită pe un tip de neîmplinire și frustrare pe care o generezi cititorului, pentru că se vorbește acolo despre o poveste extraordinară de viață, dar care e extraordinară și... Are impact asupra autoarei, celei care povestește, dar nu știm nicio clipă de ce e așa de extraordinară sau ce îi se întâmplă bărbatului respectiv și rămâi cu frustrarea asta. Da, mi s-a părut povestea respectivă mai mult un pretext pentru construirea unei lumi în care am vrut să fie destul de evidentă cât de covârșitoare poate fi prezența unui bărbat. Și nu neapărat într-un soi de relație romantică, ci inclusiv într-o relație profesională și toată munca asta, apropo de feminism și de teorii din zona respectivă, ce se cheamă munca emoțională invizibilă a femeilor în interacțiunea cu bărbații, dar în general în societate. De fapt, asta era punctul principal al textului, iar povestea lui, care e extraordinară, era mai mult așa un soi de... roșu
cumva de care ducea lucrurile mai departe, dar care în sine nu are atât de mare importanță, pentru că avem suficiente exemple de povești extraordinare ale bărbaților, spuse de bărbați, sub formă de literatură, film și așa mai departe, pe alea ne le putem imagina. Ce nu ne putem poate neapărat imagina este cât de covârșitoare e o interacțiune din asta în care un bărbat efectiv nu-și dă seama că epuizează femeia din fața lui. Psihic, emoțional și așa mai departe. Asta am vrut să transmit. Și mai erau niște trimiteri la filmul lui Radu Jude de toată lumea din familia noastră? Ceva da, din povestea? Da, era de fapt, fără a povesti această poveste extraordinară a bărbatului, cumva cititorul și-o poate imagina dacă se gândește la filmul respectiv. Adică povestea vieții lui este in the lines of toată lumea din familia mea și așa am reușit cumva ce un lucru important pentru mine să aduc împreună cele două lumi în care mă mișc oarecum în prezent, Japonia fizic și România literară virtual. Ștefania, volumul începe cu piesa ta, ca să zic așa, Saturday Night, și care e foarte puternică, despre o mamă singură și despre nevoia de libertate, de poezie din viața tuturor, chiar și în anii maturității sau mai ales. Cum ai construit bucata asta? Sau care a fost punctul de plecare? Nici nu știu precis care a fost punctul de plecare. Aș putea să spun, de fapt a fost ceva, o imagine, că mie mi se întâmplă foarte des așa, să construiesc ceva pornind de la ceva ce am văzut la un moment dat și m-a impresionat și după aceea să mă gândesc oarecum s-a ajuns la lucrul ăla. Într-adevăr, am fost la un concert implant pentru refuz și în clubul Fabrica și am văzut acolo exact imaginea asta unei tinere femei cu băiețelul ei. Stăteau îmbrățișați și ascultau muzică. Și m-a impresionat foarte mult imaginea asta și am început să mă gândesc la istoria din spatele ei, adică cum ajungi să-ți iei, nu-i așa, să-ți iei copilul la ora 9-10 seara în club ca să mergi și tu la un concert. Sigur, situația lor putea să fi fost oricare alta, dar eu așa de acolo am pornit de la imaginea asta și am construit această poveste. Iar pe măsură ce o scriam și acum poate cu atât mai mult că am și recitit-o odată, îmi dau seama, și bine, uitându-mă și în jurul meu, că e o situație care de fapt social este foarte, foarte răspândită și sincer, mama singură este o instituție. Pentru că ea este o instituție care trebuie să se ocupe de toate, trebuie să suplinească totul, trebuie să organizeze, să execute, să acopere toate aspectele vieții de familie. E un personaj eroic al zilelor noastre. Da, și sigur, de fapt și aproape prea puțin se pune focusul pe această situație, pe acest tip de situație socială. Deci pe lângă că este emoțional foarte solicitantă și așa mai departe și emoțional ești într-un punct în care găsindu-te acolo e crucial și pentru existența femeii, și social este o situație care ar trebui să existe, să fie mai vizibilă la nivel social. Sunt foarte multe situații de genul acesta, sunt foarte multe familii monoparentale care și literar, dar și social, cred că focusul ar trebui pus un pic în zona aia, fiindcă e problematică în atât de multe feluri încât nici nu... câteva am reușit eu să le... Sper că am reușit să le descriu aici, dar... Și tu și Elena ați scris la un moment dat niște texte publicistice, cred că prin Scena Nouă, despre asta. Elena, cred că nu... Parcă în proză la tine nu s-a văzut. Nu-mi amintesc volumul August...
un pic așa. Adică față de, de proza asta care este, te, te lovește în plex a Ștefaniei. Da, e, e o situație. Temă, da, da, e o temă. Nu mă porni să mă duc în direcția aia. Hai să vorbim despre literatură. Da, e o temă. Eu am, am scris niște eseuri mai degrabă în scena nouă despre asta. Da, nu știu. Da. Și acum ajungem la Maria, că proza ei se cheamă A doua plecare și, și iară un sâmbure enigmatic pentru că propune un, un, nu știu, un transfer subtil între realitate și vis, să zicem, sau oricum ceva, un spațiu supra, supraterestru, vis, boală, epuizare, în care mintea are niște trăiri, trăiri și niște revelații. Cred că m-a interesat foarte mult, am rezonat cu ce a spus Raluca din punctul acesta de vedere, apropo de figurile masculine care ne... aici era un unchi. Da, era un unchi, dar cumva e o figură paternă din copilăria eroinei și cumva e un proces prin care ea își dă seama, se vorbește foarte mult acum de traumă transgenerațională și riscă să... nu știu, repetat așa, dar cumva are un sâmbure de adevăr și cred că ce m-a interesat foarte mult și eu sunt într-o perioadă a vieții în care simt așa că sunt între cei părinții mei, între moștenirea pe care am primit-o și vocile care m-au condiționat și în feluri de care poate nici nu sunt conștientă complet, asta cauță. Și pe de altă parte, generația care, copilul meu, prietenii lui, copiii care sunt în jurul nostru și pe care... Și mă interesează foarte mult acum asta, ce, ce voce am auzit, ce mesaje am primit, ce dăm mai departe. Și asta am încercat să explorez în, în această proză, prezența foarte puternică, emoțională a unui, a unui unchi care în copilărie a avut un impact foarte mare și felul în care o femeie adultă are șansa să înțeleagă și să taie niște cordoane și cât de eliberator poate să fie asta. M-a amuzat foarte mult să mă joc și cu genurile un pic, să mixez mai multe și îmi place ideea asta de hibrid. Da, formula epistolară cu formula dramatică. Da, da, mi se pare liberator. Eu am, am început prin a scrie teatru și în vremea în care am început eu era un lucru foarte bun ăsta, că genul dramatic la noi începea, adică să se scrie un alt fel de teatru după Revoluție și căutam să ne diferențiem foarte mult și tot timpul ni se spune asta și la facultate și peste tot, teatru nu este literatură, teatru nu este literatură și acum a avut și părțile lui bune lecția asta, dar acum am devenit foarte suspicioasă la formule de genul aia nu e aia. Cumva cred că ar trebui să fim mai liberi și mai libere în a ne gândi ce e pentru noi acum și de asta îmi plac formulele astea compozite, îmi plac antologiile, îmi plac genurile hibridizate, caut să îmi exersez o libertate inclusiv formală, mi se pare că e eliberator așa. E și un mic cote ecologist și în proza ta, nu? Eroina noastră e în natură, scrie cu cărbune, nu da. Scrie cu ce trebuie. E un pic și o, un vibe așa distopic, am simțit-o pe Elena, o distopie vecină. Exact. Și acum, Cristina, proza ta e cu un impact social, surprinde niște figuri feminine care da, pot fi portretizate? O femeia simplă, femeia... Eu am încercat să urmăresc două teme în paralel. Relația asta dintre părinți și copii, despre care vorbeam mai devreme, în sensul că eroina are două fete, una dintre ele pare genul de copil cu care ar fi fericit orice părinte, care învață, își vede de treaba ei, este pe cale de a se realiza, este deja plecată în străinătate, iar cealaltă este un copil cu probleme, genul mai chiulangiu, care nu învață, care își petrece mult timp în diverse grupuri. Și am încercat să subliniez, să arăt modul în care mama o alege pe fata cu minte, pe cea care nu-i pune atât de multe probleme, care în schimb este mai rece și nu are aproape deloc o relație cu părinții ei. Am vrut să subliniez modul în care ne ghidăm cumva greșit uneori și acești copii cu probleme care par
cumva mai violenți, care nu vor să asculte. De multe ori sunt mai sufletiști, mai atașat și nu reușim să percepem toate lucrurile astea. Da, Raluca, te auzim și aici în studio. Gata, s-a remediat. S-a remediat, da. La mine. Și în același timp am urmărit o relație de prietenie între două femei, undeva la 50+. Una dintre ele urmărește în continuare modelul tradițional, adică nu s-a rupt deloc de acest mod tradițional de a privi lucrurile. Ea este cu familie, foarte așezată, gătește și îngrijește familia, deci ăsta e tot orizontul ei. Pe când prietena ei, care e de aceeași vârstă, se înțelege, a evoluat cumva, percepe mai mult din schimbările din jur. Deci am vrut să arăt cumva că se poate și așa și așa, nu trebuie să înțepenim neapărat într-un model. Și procesul ăsta, de fapt, e unul majoritar introspectiv și se petrece la o ședință de acupunctură. De acupunctură, da, da, da. Eu voiam să știu de la tine, Victor, cum vezi tu coteul ăsta accentuat social? Pentru că multe proze ne propun niște tipologii, niște analize de familie, societale. Nu știu, aș remarca proza Ioanei Bradea, da, să moară întâi bărbatul pe urmă femeia, da. Apoi mai este iarăși o proză frisonantă, Rochia Roșie a Mariei Orban, despre maternitatea care te aduce la epuizare și se termină chiar cu, mai zice, o tentativă de suicid. Cred că toate prozele au doza lor de observație socială sau au o anumită sensibilitate față de reprezentările femei în societate, tocmai pentru că pun lupa pe aceste personaje și chit că nu-și propun neapărat să facă proză socială, nu e asta miza expresă a textului, ele ajung într-un punct în care zic ceva despre poziția, posibilitățile, rolurile femeii în România la începutul deceniului al doilea, secolului 21. Și nu numai, că e și o privire ușor retrospectivă în societatea post-decembristă. Cred că observația asta socială vine din nevoia fiecărei autoare de a și exprima experiențele, de a, nu știu, articula o identitate. Și în prefață veți citi explicația Cristinei că inițial a vrut să invite autoarele să scrie o proză socială, apoi a renunțat la această idee oferindu-le mai multă libertate. Eu nu cred că au fost influențate de ce le-a zis Cristina. Vine natural tocmai din dorința aceasta de a surprinde cum vede o femeie, cum se vede o femeie pe sine în România de azi și cum vede relațiile de putere, relațiile cu familia, cu alți oameni, relații de prietenie, poziția în societate. Era inevitabil să nu fie o doză mare de socială în această carte. Acum, într-adevăr, cartea rezumativă, așa și foarte, foarte concis, arată lumea văzută prin lentila unei sensibilități. Și lumea se vede, nu neapărat altfel, dar oricum cu niște dislocări de accente. Da, voiam să zic, apropo de ce zicea Cristina mai devreme cu temele, citisem la un moment dat când tot pregăteam Sofiană, deci de citisem un text și nu mai mi-amintesc cine și cum se numea textul, cine l-a scris și cum se numea, dar era o chestie interesantă, cum că, într-adevăr, aceste teme, cum ar fi spațiul domestic, moda, au fost considerate tot timpul teme derizorii, teme neimportante, teme minore. În schimb, când un bărbat scrie despre fotbal, de exemplu, aia e literatură mare. Cam așa și cu... Eu nu am citit, am citit doar câteva texte din această carte și abia aștept să citesc, să le citesc pe toate. Dar ce am observat, mi s-a părut interesant, apropo de ce spunea Raluca, de
ideea asta de personaj bărbat care ocupă spațiul și care nu te, nu, nu știu, nu te lasă așa să respiri. Mi s-a părut, de exemplu, la Corina Sabău, care are o proză foarte, foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult proza ei. Despre o adolescentă care se emancipează exact, cu greu care, din mediul rural. Exact, și aduce în atenția noastră un spațiu care ne este foarte puțin cunoscut și niște probleme care ne sunt foarte puțin cunoscute. Și e acolo un bărbat din acesta, un personaj masculin care ocupă spațiul și ce mi se pare interesant și felul în care și-a construit Corina această proză, noi o știm pe ea și știm literatura ei, ea e foarte atentă, are un stil extrem de controlat, textele ei sunt așa, au o fluiditate și o constanță pe tot parcursul lor. Ei, felul în care ea își conduce personajul feminin, pe care îl prezintă în prima parte a textului ca fiind un personaj extrem de autonom, un personaj liber, este o adolescentă care are o lume interioară pe care o simțim extrem de interesantă, extrem de puternică. Faptul că acest personaj, cum scrie Corina, ajunge să fie copleșit de acest personaj masculin, care e un personaj secundar și care înghite această lume feminină, mi se pare cumva așa și metaforic vorbind, așa un fel de simbol al cărții, dacă vrei. Cristina, tu ai niște lumini, niște puncte de pus? Da, pe lângă ce s-a discutat deja, tema maternității e clar că apare în mai multe texte, dar e foarte diferit modul în care apare, poveștile sunt foarte diferite. Avem tema singurătății foarte prezentă, multe dintre texte, în contexte foarte diferite. Proza Ramonei Gabăr, de exemplu, vorbește despre o femeie la 37 de ani care a fost părăsită de iubitul, de prietenul ei și încearcă să se împrietenească cu o bătrână pe care o vede așezat în fiecare zi pe o bancă în fața blocului ei. Emanuela Ignățoiu, sora, are o proză în care vorbește despre adicție, despre vină în cuplu și aici este, cum spunea Victor, despre proza Dianei Geacăr, o perspectivă pe care nu te aștepta să o găsești, în sensul că nimeni, femeia care are perspectiva principală, nu îl învinovățește pe celălalt. Adică simte și propria vină și îl înțelege, iarăși sparge un pic tiparele și lucrul ăsta. Moni Stănil are o proză tot despre singurătate. Moni Stănil are o proză despre singurătate și în contextul războiului din Ucraina. Da, și care vine până în zilele noastre cu războiul COVID, din Ucraina. Da, multe trimiteri la pandemie. Simona Sora are o proză despre singurătate. Tot despre singurătate, exact, pisică reasa. Avem de asemenea, sunt mai multe autoare, o avem pe Raluca Noghe aici, mai sunt Monica Tonea și Ramona Gabăr care locuiesc în străinătate și există în prozele lor dimensiunea asta. Una dintre ele se întoarce din străinătate la bunica. Deci e și problema asta, ce înseamnă să fii departe de casă și cum evoluează relațiile de familie în contextul ăsta. Mie îmi place la Raluca că se simte și vocea antropologei în prozele ei și încă în felul care a decriptat textul despre bărbatul care ocupă spațiu e deja privirea specialistului. Dar, de fapt, tensiunea la Raluca în scrisul ei e nu numai între antropolog, scriitor, ci și între străinătate, spațiu românesc. Cum se armonizează, Raluca? Nu ne auzim foarte bine? Nu știu dacă se aude mai bine. Acum e foarte bine, da. Spuneam că am încercat să le armonizez de data aceasta printr-un intermediar și am ales filmul. Spuneați de filmul lui Radu Rude pe care l-am pomenit și de actorul principal din film, Șerban Pavlu. E foarte important pentru noi să rămânem în contact cu ce se întâmplă în România, evident, și pentru asta e adevărat că trebuie să faci un efort, dar ziua de azi nu mai e atât de complicat.
N-am ajuns la textele celorlalte autoare care locuiesc în străinătate. Am citit și eu câteva texte de alte autoare și ce am remarcat și mi-a plăcut foarte tare a fost într-adevăr diferența de stil și de abordare, dar și diferența de format, în sensul în care unele păreau, ca în cazul textului Elenei pe care am putut să-l citesc, păreau deja din ceva mai mare, dintr-o structură mai mare, că ea serial sau roman compozit sau cum vrem să-i spunem. Am avut senzația, de exemplu, că a fost vorba de textul Corinei Sabău, spunea Cristina. Nu, tot Elena, pardon, vorbea de textul Corinei Sabău. Mi s-a părut atât de bine scris și dezvoltat. Aveam senzația că citesc o novelă sau că era deja roman în fața mea. Adică mai sunt niște două, trei chestii de adăugat și o construcție mult mai mare. Și de asta mi se pare... Apropo de antropologie sau de o altă autoare din carte, Ruxandra Burcescu, care reconstituie așa un profil semi, aș spune, psihopat al unei tinere care se atașează de bătrâni pentru că lipsește bunicul ei, mă gândeam la câte lucruri ne spun poveștile astea despre peisajul literar românesc exact din perspectiva unui antropolog și cred că ar fi extraordinar de interesant de făcut un teren în zona asta, dacă aș avea la un moment dat timp să stau mai mult de România. Ștefania, pe mine mă interesa că tu acum ești, cum ziceam, și în turneu, mă interesa cum ai primit tu reacțiile sau cum primești reacțiile vis-a-vis de scrisul tău. Și mi-amintesc, cred că pe scenă atunci la Observator, la premii, liceenii vorbeau despre sensibilitatea privirii tale asupra lumii, relațiilor interumane. Acum tu ești la Galați, nu? Și o să ai niște întâlniri cu publicul. Urmează, da, cam într-o mai puțin de o oră, cred că urmează să mă văd cu niște elevi din clasa 12-a de la Colegiul Național Vasile Alexandrii. Și aseară la librăria Humanitas, unde am avut lansare, au fost foarte mulți tineri și o fată de clasa 9 chiar a vorbit, a stat alături de noi și a vorbit despre carte și făcuse notițe, avea trei pagini de caiet scrise despre asta. Cartea asta m-a adus într-un loc în care eu nu mă așteptam să fiu. Adică exact în contact cu cel mai tânăr public cititor, capabil deja să-și exprime gustul și să facă alegeri, să-și facă propriile alegeri și să-și formeze gustul despre literatură. Și asta mi se pare ceva nemaipomenit, nu mă așteptam sub nicio formă. Reacția lor este cât se poate de genuină și autentică și mi s-a părut, am observat asta și la premii, unde după ce am primit premiul Observator Liceum, moment care a fost deliciul Galei, pentru că au fost atât de emoționați. Au fost multe emoții, și numele, da. Și toți, nu se mai înțelegea nimic, dar a fost foarte amuzant. După aceea, imediat când s-au terminat premiile și am ieșit în holul Teatrului Odeon, au venit foarte mulți la mine, foarte mulți adolescenți cu cartea să le-o semnez și îmi spuneau același lucru, adică ne forțați de nimeni, îmi spuneau cât de mult le-a plăcut și cât de mult au rezonat cu ea. Și asta trebuie să recunosc că e o zonă la care nu mă gândisem. Adică ultimul lucru la care m-aș fi gândit era că subiectul ăsta al devenirii unui personaj de acum, o devenire, o dezvoltare a cuiva de acum, nu știu, 25-30 de ani, ar putea să rezoneze atât de mult cu generația de acum. Că despre asta vorbeau copiii și vorbesc despre identificare, despre cum s-au gândit la proprii bunici, la relația cu părinții, despre cum au simțit schimbările. I-a atras foarte mult și s-au identificat cu acest personaj care se schimbă, care trece prin acest parcurs foarte sensibil al schimbării vârstelor. Și asta, cu asta s-au identificat extraordinar de mult. Adică poate că de aici vine ideea asta cu sensibilitatea privirii. Este ceva ce ei au putut să simtă. Și într-adevăr, este, dacă ne gândim bine, este chiar vârsta la care te identifici cel mai mult cu
cu o carte, cu o eroină, cu un erou, cu o vedetă de film, cu o vedetă, muzicală. În, în perioada asta îți cauți toate, toate modelele, așa încât dacă na, cartea mea a nimerit, a nimerit peste perioada asta și a făcut această legătură pentru ei, mie mi se pare cel mai, unul dintre cele mai frumoase daruri, dacă nu chiar cel mai frumos pe care putea să mi-l aducă. Acum vorbim despre publicul tânăr și aș vrea să aducem discuția înspre spre școală, înspre publicul tânăr, înspre reacțiile pe care, cu care, pe care le-ați avut voi, nu știu ce întâlniri ați mai avut cu, cu liceeni, cu tineri, la filit, eventual, la teatru, Maria. Și, Victor, apoi să, să ne uităm și la, la programă, să ne mai uităm și la ce se mai scrie, ce studii mai sunt. Pentru că vorbim mult de literatură scrisă de femei, dar cât de vizibile sunt, de pildă, și cercetările în zona asta. Pentru mine, bun, o carte repere e a Biancai Burța Cernat despre literatura feminină interbelică, dar probabil că mai sunt și altele. Să începem cu reacțiile pe care le știți, pe care le-ați trăit. Da, am avut mai multe proiecte și mai multe vizite prin licee și pot să spun doar că ei, tinerii, sunt foarte, foarte receptivi și sunt încântați să intre în contact cu literatura română contemporană. Le place spațiul ăsta și dau seama că e și despre ei, pentru că ei sunt interesați să afle nu doar ce se întâmplă în jurul lor în momentul respectiv, dar cum spunea Ștefania, și vor să știe și cum a fost lumea părinților lor, a bunicilor. Știm că fiecare dintre noi întrebăm acasă, dar cum era când erai tu copil? Sau toți avem întrebările astea și atunci îi ajută să înțeleagă mai mult ce se întâmplă în jurul lor. E ca o serie de experiențe în plus. Programa știm cu toții că este foarte depășită și puternic masculinizată. Că nu mai avem nici măcar o autoare, nu, în lista aia canonică de Bach, nu, da, că da, Hortensia, este Papa Dabrincescu a fost scoasă, da. Pur și simplu dureros și trebuie să ne întrebăm, nu este doar o discuție despre nu ne place noi că nouă, că-s doar nume de bărbați acolo. Este o discuție concretă în legătură cu ce aduc toate aceste cărți dincolo de literatură, pentru că literatura este un instrument prin care transmitem experiențe, povești care ar trebui să ne ajute și pe noi la rândul nostru în experiențele noastre. Și trebuie să ne punem întrebarea ce învață acești copii din acest canon și din acele romane pe care am tot urmărit tot felul de discuții în ultima vreme, urmăresc și ce listă de lecturi are fetița mea la școală. Și îmi dau seama că de multe ori sunt scandalurile astea. Vai, dar cum să introduci cartea asta? Că uite ce subiecte abordează, uite, e scandalos. Cred că toți acești oameni au citit foarte puțin din canonul care e în școală, care este foarte problematic el însuși, dar ne place pur și simplu să ne blocăm. Alea sunt niște chestii verificate care sunt acolo de 100 de ani, verificate între ghilimele, bineînțeles. Și e nevoie de foarte mult spațiu de schimbare. În primul rând îi descurajăm să citească. Nu, trebuie să-și facă și datoria, trebuie să fie amestecate, trebuie să fie și cărți din cele din canon, dar trebuie să pătrundă și literatura contemporană mult mai mult, pentru că se pot conecta mult mai ușor la ea. Literatura contemporană pătrunde prin propunerile profesorilor, nu? Și asta era și miza la început, mi-a zis Cristina, da, că da, da, antologia asta să devină un instrument. Dar propuneri pe lângă programa oficială, ca să zic așa. Eu cred că manualele încet încet se schimbă, manualele de literatură română, limbă și literatură română. Chiar și eu, deși am primit în ultimii 2 ani propuneri de a scrie, anul trecut am scris un textuleț, dar era, cred că a fost cea mai grea comisionare a mea. Era pentru clasa a doua un manual de la Booklet, un text pentru clasa a doua, și avea următoarele, erau niște chestii extrem de clare, să fie cerințe, da, să fie despre bunele maniere la masă, să aibă, nu mai știu, 4 sau 6 versuri, să fie rimă împerecheată, nu mai știu.
Și am trimis o propunere și mi l-au trimis înapoi cu feedback că da, ne place foarte mult, dar totuși copiii de clasa a doua și era explicat așa de ce ar trebui să-l rescriu, l-am rescris, bineînțeles. Mi-a și plăcut, m-a și amuzat așa, și, dar a fost dificil, n-a fost ușor. Acum tot buclet mi-a propus să scriu, sper să pot să fac pentru genul o ilustrare la genul dramatic, care la fel mi se pare extrem de greu pentru clasa a șasea. Să scriu 7000 de semne cap-coadă cu personaje, nu știu. Dar părerea mea este că manualele se schimbă și imediat termin. Foarte de curând, acum o lună, două, imediat după Paște, am fost la Sibiu, unde a fost faza națională a Olimpiadei de Română pentru clasele de liceu. Și erau acolo tineri din toată țara. Crema cremelor. La creme, cremei. La creme, da. La creme de la creme. Dar dincolo de asta, ei a fost, cred că a fost de organizare, s-a ocupat și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Ideea lor a fost să le aducă niște scriitori contemporani. Să stăm la povești. Fix așa a fost. Ce m-a uimit a fost că au stat cu noi. Am fost eu, Radu Vancu, Claudiu Comartin, Dan Coman. Uit pe cineva? A, și Svetlana Cârstean. Și am stat 2 ore jumate, ar mai fi stat cu noi, dar vorbind eram despre nouă ni se tăiase filmul, eram vorbind despre orice. Tocmai asta mi s-a părut interesant, că țin minte cum eram eu, că cum eram eu olimpic acum 30 de ani, hai, nu chiar 30, 20 să zicem. Eram de capul meu, dacă mă scoteai din toată teoria aia și din toate cărțile alea, nu eram în stare să spun nimic. Să formulez, ca să formulez o întrebare, trebuia să mă gândesc 3 zile la ea și să mă repet așa, să mă pun în situația de a pune această întrebare. Mi-a plăcut maxim de ea, adică ne întrebau și de ce muzică ascultați și ce faceți și tot felul de chestii. Cred de astea. Cred că foarte mult contează și faptul că în ultimii ani au într-adevăr loc mult mai multe evenimente literare, unde ei pot veni și asculta autorul și interacționa cu ei. Cred că contează foarte mult lucrul ăsta. Ai menționat și Filit, știu că acolo se întâmplă asta. Orașul se transformă și datorită copiilor care se pregătesc din timp, știu cine vine, le citesc cărțile, sunt extraordinari. Da, mulți participă ca voluntari la Filit sau la evenimente de acest fel, sunt implicați direct, au contact cu autorii. Adică nu mai există o mediere distantă între publicul tânăr și autor. Sunt mai ușor de urmărit pe Facebook autorii, multe evenimente au live streaming, deci contactul e mult, mult mai direct. Și umblând, că am fost și eu prin licee în ultimul timp cu un proiect la Observator Cultural în care am vrut să aducem scriitori în licee din România, am fost chiar cu Ștefania la Târgu Jiu acum câteva săptămâni, am fost foarte surprinși de dorința lor de a cunoaște autorii, de a citi, reziliența, au stat 2 ore, ne-au ascultat, au pus întrebări în toate liceele în care am fost și am simțit că e o nevoie foarte mare de a merge acolo, de a lua contact cu ei, de a îi cunoaște, de a ne face și noi cunoscuți și de a crea un dialog. Cine spune că tineri, adolescenții, copiii nu citesc, probabil e o persoană care, sau sunt persoane care fac parte din problemă, sunt persoane care nu sunt dispuse să se apropie de copii. Dacă ne-am merge mai departe, mai aproape de ei, am crea chiar o generație de cititori. Sunt sigur de asta, nu mă îndoiesc, cu toată concurența tehnologiei. Din păcate, deocamdată, cred că aceste evenimente au avut loc mai mult în orașele foarte mari, da. Și încet, încet ajung genul ăsta de proiecte și în orașele medii. Aici e problema că în orașele mici sau în zona rurală. Sau în zona rurală, încă nu. Încă sunt localități unde copiii eu nu au cărți. Eu sunt optimistă și acolo, să știți. Mm-hmm. Eu sunt super optimistă pentru că eu am ținut recent niște ateliere de povestiri la niște clase, la pregătitoare și la clasa a doua, în apropierea Bucureștiului, dar într-o școală unde copiii nu aveau cele mai bune condiții și nu toți erau din familie care se preocupă foarte mult, care au posibilități să-i ducă la evenimente culturale, să... și mi s-au părut extraordinar de receptiv și de liber și de vii și am înțeles că și manualul, din câte știu așa, tot folosim cuvântul ăsta canonic, manualul este orientativ și sunt foarte mulți învățători, foarte multe învățătoare, profesori, profesoare, care folosesc foarte bine libertatea asta de a se duce la ei cu niște texte vii, care vorbesc pe limba lor, despre experiențele lor. Și copiii am văzut receptivi, avea o învățătoare care mi-a spus, nu, n-am mers cu textul ăsta pentru că mi s-a părut că nu e potrivit, am libertatea, învățătorii au libertatea,
poate la gimnaziu și la liceu programa e bătută în cuie, dar la clasele primare, unde eu cred că e super important ca ei să aibă contact cu poveștile și să le vadă așa utilitatea și bucurie. Și sunt mulți oameni faini care fac eforturi să ducă spre ei literatură, povești relevante și am văzut copii foarte vii, foarte interesați de povești, care înțelegeau că e ceva pentru ei, despre ei, foarte dornici să se exprime, să-și spună poveștile lor, să aveau senzația asta că și ei pot să fie autori, autoare, să-și spună povestea. Am plecat de acolo extraordinar de încărcat așa și fericită. Dar dincolo de miza literaturii contemporane de azi, noi încă cred că mai avem probleme cu nume de autoare, de scritoare uitate, așa zis, cu ghilimele. Noi mai avem probleme cu recuperarea unei tradiții literare feminine, nu? Cred că așa și sub intitula sau își intitula Bianca. Cartea Bianca, da, fotografie de grup cu scritoare uitate și erau câteva nume pe care nu le știe toată lumea, nu știu, Anișoara Odeanu, poate Cela Serghi s-a mai reeditat, a avut momentul ei de glorie. Sorana Gudian, da. Nu știu câți mai citesc, Henriette Yvonne Stahl. Apropo de faptul că defilăm mereu cu Hortensia Papadat Bengescu într-un întreg secol trecut, nu? Pentru că ea a fost și inclusiv, da, și Sofia Nădejde, pe care toată lumea s-a întrebat când ați numit așa premiile, cine a fost femeia asta. Iată, care acum avem niște romane reeditate. Polemiza cu Maiorescu. Exact, avem volumul de publicistică, acum a apărut ediția a doua, chiar zilele, acum numai câteva zile, deci va fi la Târgul apare la 45. E important, cred eu. Cred că Henriette Yvonne Stahl și Cela Serghi chiar au potențial să fie citite de foarte mulți oameni. Ele au genul ăla de roman care poate ajunge la foarte multă lume. Din păcate, n-au fost încă recuperate, dar cred că și în zona asta se pot vedea anumite. A fost colecția aceea în care a apărut și Sofia Nădejde, de la Publisol. De fapt, în care că Sofia Nădejde a fost un boom acum datorită premiilor voastre. Da. Răzvan Andrei, care a coordonat această colecție la Publisol, el chiar a spus la gală, când a venit și a prezentat romanele reeditate din Sofia Nădejde, a spus că datorită acestui proiect s-au gândit să reediteze și literatura Sofiei Nădejde, ceea ce mi se pare foarte important. Victor, cum vede criticul literar fenomenul? Ai dreptate, sunt foarte multe autoare care nu le-aș numi neapărat uitate, dar ar trebui reactualizate, rediscutate. Îmi vine în minte numele Luciei Demetrius, care e o autoare care traversează și perioade, începe în interbelii, continuă în puternic în perioada regimului comunist, scrie și proză scurtă, și roman, și teatru, și ea e doar una din multe nume, multe figuri din ultimii 100-150 de ani de literatură română, care, cum ai zis și tu, ar trebui reactualizate. Și ok, e dat exemplu cărții Bianca Burță Cernat, dar e doar un exemplu. Avem nevoie să mergem mai departe și, din fericire, există cercetătoare și cercetători tineri. Nu mai știu eu alte titluri, dacă știi. Volume nu, aici e altă discuție. Cât se mai editează, cât se mai publică volume de critică, de teorie, de istorie literară la edituri mari. Dar în revistele de specific academic există multe articole, da. Și în Siajul Noilor Metode cantitative, există foarte multe analize de gen. Îmi vine în minte acum numele Daiane Gârdan de la Cluj, care face niște analize foarte, foarte bune. Ea și debutat de curând cu un volum la Casa Cărții de Știință din Cluj despre romanul românesc modern și are și acolo o analiză de gen foarte, foarte bună, foarte solidă. Sunt niște evoluții care cred eu că ne pot să ne lase, nu știu, cu un sentiment așa de optimism, că suntem în direcția cea bună cu a recupera, dar din nou trebuie să fie și ceva sistematic, trebuie să fie și o schimbare la nivel de programă, cum ai spus, ar trebui, uite, de exemplu, eu aș băga-o la bac pe Gabriela Dameșteanu, bifează tot și literar și social și o frescă socială, dacă vreți, adică da, avem de unde alege, trebuie doar să existe inițiativă și un pic de presiune pe autorități.
cum văd Ștefania, Raluca, raportarea asta la, la tradiția literaturii scrise de femei, cum v-ați format sau cum, cum vedeți voi da, schimbarea? Dacă pot, da, pot să răspund, pentru că aș vrea după aceea să, din păcate, să-mi iau și la revedere de la voi. Că da, sigur, și sigur, de la Ștefania. Că va trebui, va trebui să plec. Da. Da, e, e foarte problematică lipsa, mai ales de la BAC, da, lipsa oricărui nume feminin de la BAC în, în anul 2023 este dincolo de orice discuție. Știu că, nu știu, am vorbit acum de curând la târgul de carte de la Praga, le, le spuneam asta, nu mai știu cu cine vorbeam, din, din Cehia și erau cu adevărat foarte uimiți că așa ceva este posibil. Deci e limpede că avem foarte mult de recuperat și foarte mult de reglat și nu știu, sincer, ce se mai așteaptă. Sigur că înțeleg că programele se tot discută și rediscută, dar parcă niciodată nu, nu se ia și decizia asta de a, de a introduce mai multe autoare, de a face în sfârșit dreptate autoarelor. Am impresia că sunt două subiecte de ne... E imposibil de dormat în, în țară la momentul ăsta, adică unul este pensiile speciale și celălalt cred că este introducerea autoarelor, autoarelor în programa școlară. De BAC, și de BAC, evident. Dar și în programa școlară propriu-zisă, pentru că sunt mult mai puține și chiar când, sunt și, când apar, sunt de obicei la texte opționale. Mm. Adică, na... pe în ce mă privește, da, eu așa și eu, e foarte târziu am, am aflat de autoare de literatură femei, foarte târziu. Și eu am crescut citind bărbați și învățând despre textele lor. Și nici măcar nu mi se părea, adică era normalitatea, nici măcar nu, nu știu, mulți ani nu mi-am pus problema că de ce nu este și o femeie printre ei sau... Era normalitatea. Ce e mai ciudat e că nici măcar când m-am apucat eu de scris, care, lucru care s-a întâmplat prin clasa a șaptea, nu mi-am pus problema, nu mi-a răsărit în cap faptul că, hei, dar uite, eu fac treaba asta, oare nu au mai fost și altele care făceau asta și de ce nu învățăm despre ele la școală? Eram, conștiința vis-a-vis de lucrul ăsta nu, nu, nu exista așa, nu exista lucrul în sine. Și pe, în, din motivul ăsta, de exemplu, salut inițiativa de la Cartier a Alinei Purcaru și Paulei Rizanu de a, de a publica acele volume de poezie scrisă de femei, o retrospectivă, două volume, în care unde chiar cred că au recuperat niște nume. Și pot să zic decât că trebuie să existe mai multe și că la nivel instituțional realmente trebuie făcut ceva și repede. Mulțumesc mult, Ștefania. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc că ai fost cu noi. Retroversiunile să aibă... Cred că ne vedem la târg, nu? Cu retroversiunile care se lansează sâmbătă. Raluca? Sunt foarte de acord cu ce s-a spus până acum, dar aș vrea cumva să extind discuția, pentru că mi se pare că de la școală începe apetența pentru literatura scrisă de femei, iar pe, pe mine ce m-a surprins acum câteva luni, am citit un articol despre niște statistici și ca să-l rezum, ideea era bărbații citesc doar alt bărbați, femeile citesc și bărbați și femei și... Probabil că lucrurile încep de la școală, adică exact cum spunea Ștefania, dacă nici și noi am descoperit târziu că există și autoare, nu doar autori, nu mai o surprinză și ca această statistică să se schimbe și ca bărbații să citească și ei și femei și bărbați, poate că lucrurile ar trebui să înceapă de la școală. Și noi mai avem două minute, cred că mai era un lucru pe care voiam să-l punctăm. Despre felul cum citim literatura, așa zis, canonică, pentru că eu m-aș referi aici la un moment dat, știu că a fost o încercare, e discutabil, dar e foarte bine că se poate discuta, despre o lectură dintre astea feministă a unor romane clasice, nu știu, Enigma Utiliei sau habar n-am... Sadoveanu sau orice altceva ce recitit, Rebreanu, recitit... E nevoie de o relectură contextualizată.
Părea un pic prea încrâncenat tipul ăsta de lectură. Da. Nu trebuie scoase din discuție și scoase din canon sau le tem de pe listă. Trebuie, sau rescrise, cum se poartă acum sau în străinătate, ceea ce mi se pare îngrozitor. Trebuie recitite, rediscutate, reinterpretate. Pentru că mai avem puțin timp, eu trebuie să și prezint cartea. Am dat seama că nu a reușit până acum să citesc toate numele autoarelor. Aș vrea să le citesc. Da? Okay. Și în același timp aș vrea să spun că această carte a apărut la editura Paralela 45 și vreau să le mulțumesc Diane Epure, Cătălinei Bălan, Ameliei Burcioiu, pentru că ele au fost entuziasmate de proiect și au avut încredere în el. Și îți spui că vrei să citești tu lista? Nu, neapărat. Citește tu, și lista este Ștefania Mihalache, Simona Sora, Elena Vlădăreanu, Emanuela Ignățoiu Sora, Diana Geacăr, Moni Stănilă, Ramona Gabăr, Diana Iepure, Ionelia Cristea, Monica Tonea, Paula Erizanu, Doina Ruști, Oana Cătălina Ninu, Maria Orban, Simona Goșu, Ioana Bradea, Corina Sabău, Raluca Noghi, Maria Manolescu, Ilinca Mănescu, Cristina Ispasu, Zănica Tănase, Ruxandra Burcescu. Și aș vrea să-i mulțumesc și lui Victor, pentru că el a fost redactorul cărții și a făcut mai mult decât o simplă corectură. Și a lucrat pe texte cu, da, cu autoare și a scris și postfața. Și Andrei Pop, care ne-a scris un text pe coperta a patra. Și Liliana Basarab, care ne-a făcut această foarte frumoasă copertă. Și vă așteptăm cu toții sâmbătă la târg. Da, pentru cartea asta polifonică și foarte interesantă. Vă mulțumesc mult pentru discuția asta. Mulțumim și noi. Da, să le reamintim telespectatorilor că a început Bookfest. Deci ne vedem acolo. Să ne vedem astăzi acolo. A început Bookfest. Da. Vă mulțumesc. Numai bine.